Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat astăzi că ministrul justiției Tudorel Toader ocupă un loc al PSD-ului și că o decizie privind remanierea sau neremanierea șefului de la justiție este de competența Comitetului Executiv al PSD. Am vorbit și cu domnul Tăricianu ieri. Ministrul justiției, domnul Toader, este pe un loc al PSD. Negocierea a fost foarte clară. Sunt patru ministere asumate de ALDE, energie, mediu, relația cu Parlamentul și externele. Celelalte sunt asumate de PSD. E foarte bine că ne exprimăm aprecierea față de un ministru sau altul, dar decizia este la Comitetul Executiv al PSD a răspuns liderul Partidului Social Democrat la o întrebare a jurnaliștilor. Afirmația președintelui Social Democrat vine după ce liderul Alde Călin Popescu Tăricianu s-a declarat mulțumit de activitatea ministrului Tudorel Toader și a spus că nu sunt motive să fie inclus pe o listă a miniștilor remaniabili. Liviu Dragne a fost întrebat și el dacă este mulțumit de prestația ministrului Toader, dar liderul PSD a răspuns că își va exprima un punct de vedere despre acest lucru în Comitetul Executiv al Partidului. Liviu Dragnea a cerut insistent în ultima perioadă o ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere, iar ministrul Justiției Tudorel Toader a spus că la nivelul ministerului pe care îl conduce nu există în lucru un asemenea proiect. ALDE este partidul care l-a propus pe Tudorel Toader în funcția de ministru al justiției.